care eu l-am cântat în 90, la Chișinău, cu familia Doina și Valdea Teodorovici, când a fost cinstirea statuii lui Ștefan cel Mare la Chișinău. Și atunci, pe scenă, când a venit rândul, era deja înserat, și când am început cu un dangăr plin de jale, mii de clopote dau veste, toți parlamentarii care erau pe scaune s-au ridicat în picioare, ceilalți au îngenunchiat, au aprins torțe și atunci Dumnezeu să-L odihnească prin vorbe fierului la mine, Părinte, zice, ăsta trebuie să-L cânți de mai multe ori, că este imnul cu care noi am câștigat Revoluția în Chișinău. De aceea, dragii mei, dați-mi voie, vă rog, cum spunea Părintele Cătălin, l-am lansat în anul 80, l-am auzit de la o maică, de la o mănăstire din Moldova, Dumnezeu să o odihnească, că nu mai trăiește, nu mai se știe de ce îi vii, dar parcă drag, mi-l-a cântat de câteva ori și l-am prins. Și atunci, Comunescu nu avea voie să-l lansez în spectacole, în sala de spectacol sau pe stadioane, unde se țineau programe de Cenacului Flacăra, ci într-un turneu din Moldova, când am intrat în incinta mănăstirii Putna, am văzut la mănăstirii, am văzut, deci am văzut el, de fapt, clopotul care a fost schimbat al mănăstirii lângă altar, și au zis Comunescu, atunci am conjurat de mulțime multe de spectatori, cenacliștii toți, ce Părinte, cred că de pe clopotul ăsta a răsunat cel mai bine cântecul lui Ștefan. Dar răsună bine peste tot, în orice biserică, în orice sală, acolo unde noi îl avem în suflet pe Ștefan cel Mare, care a fost declarat canonizat și sfânt. Yeah.